Dumnezeul nostru mare care trăiește. Amin. Frașii și surori, sunt plin de bucurie și îndrumați aceasta. Că Dumnezeu e în adunare. Amin. Și Dumnezeul mare care e în adunare în seara aceasta vine. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mi-a plăcut atât de mult cum Dumnezeu ne-a vorbit prin fratele Florin și ne-a pregătit inimile. A văzut doi oameni care mergeau la templu. Doi oameni fericiți. Ologul, cred că avea impresia că oamenii ăștia au fi fost oameni de business, oameni cu bani. Păi de unde atâta fericire în inima lor? Și când își întinde cumva mâna să ceară milostenie, să ceară de milă, oamenii ăștia doi spun, n-avem. Și dintr-o dată oamenii ăștia fericiți și puternici, îi vezi niște oameni cu neajunsuri. Și au zis, aur și argint, n-avem. Acum frate, să vă spun ceva seara asta, sau după masa asta. Avem și noi neajunsuri toți. În sensul că dacă la câte boli sunt aici, în adunare, le-ar trebui o farmacie întreagă și tot ar fi neajuns. Și știți foarte bine că n-avem niciun medicament după masa asta. Nu avem. Sunt atâtea neajunsuri care nu le avem aici cu noi. Nu avem medicamente, nu avem sănătate suficientă și așa mai departe. Dar oamenii ăștia doi spuneau, dar totuși avem ceva. Acel ceva care îi îndeajuns în după masa asta. Și au zis, avem numele lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Ați auzit ce s-a văzut la început? Pașii lui Iisus Hristos în adunare. L-am simțit în adunare. Nu avem medicamente și bine că nu avem. Că de asta ne-a mărit Dumnezeu credința. Nu avem destulă sănătate și bine că nu avem ca să vedem puterea lui Dumnezeu la lucru. Frați și surori, avem aici numele lui Iisus. E Hristos în adunare. Și înainte ca să chemăm poporul la rugăciune și fratele Dan va spune și cum ne vom ruga și cum veți veni în față, aș vrea să vă spun experiența așa de frumoasă care am avut în urmă cu două luni. M-a sunat tata somnul din America și a zis, Victor, știi că Lidia, adică mama soacră, nu-i bine. Ce s-a întâmplat? În urmă cu un an de zile a avut tumor la stomac. Și era în Chicago. Acum știți, în spitale bune, medicamente bune. Și a mers la doctor care avea bisturiu bun. A mers la un spital bun unde erau medicamente bune. Adică erau și doctor, erau și medicamente, era și curățenie și erau de toate. Și într-adevăr, doctorul i-a intervenit. Nu că Dumnezeu nu lucrează. Uneori Dumnezeu lucrează și prin doctor. Domnul se binecuvânteze. Dar Dumnezeu vrea lucrare mai măreață. Și au extirpat tumoarea de la stomac. I-au dat un tratament și medicii au zis că e bine. Zicea, e și bine operația. Numai problema era că toți parametrii aia nu scădeau după ce au extirpat tumoarea. Trebuiau parametrii aia să scadă, mai ales că era și în tratament. Și nu scădeau, era la fel acolo. Și a zis, nu-i ceva bine, nu se simțea bine. Și au zis medicii, numai dacă are tumoare în altă parte, să se fi localizat și în altă parte. Și iar investigații, și iar controle. Și în sfârșit, în urmă cu două luni, i-au găsit tumoare la pancreas și asta e. Și era ce mai complicat. Mai complicat. Și-au fixat-o din nou pentru operație tumoare la pancreas. M-a sunat tati, tic, au vorbit aseară cu el, cu fratele Dan, și-a zis, Victor, e cazi greu. Și am zis, tati, orică-i bine, orică-i greu. N-avem altă variantă decât pe Iisus Hristos. Am zis, ne vom ruga și Dumnezeu va avea bine. Eu pur și simplu am uitat ziua când trebuie operată. Era vineri dimineața, eram la biserică, la noi, la Biserica Sfânta Treime. Aveam câteva întâlniri și la amiaz trebuia să fug la Rodna, la un mormântare. De la noi de luni și până vineri, în fiecare zi, de la 10 la 12, jos, acolo într-o sală, avem rugăciune. Frați care sunt pensionari, surori care sunt bătrâne și nu lucrează, zilnic, de la 10 la 12, vin la rugăciune. Și pentru că am avut întâlniri în birou pastoral, nu mai rămas 20 de minute până
rogă. Și am zis, mai am 20 de minute, numai bine, cobor la rugăciune. Să zic o scurtă rugăciune ca Dumnezeu să mă însoțească la rugă. Am simțit asta. Și am coborât la rugăciune. Eu când am coborât la rugăciune, era un frate, fratele Nicu Roman, care dădea un lemn la rugăciune. N-am apucat să zic nimic, pentru că fratele Nicu dădea îndemnul, când a terminat îndemnul, a zis să ne rugăm. Acolo era nepotul surorii Iluș, fratele Ovi. Până aici nu ne-am prea cunoscut. Nici eu pe el, nici eu pe mine. Și ne plecăm la rugăciune, oameni buni se coboară la rugăciune, de ai simțit că te ridici. Ai simțit prezența lui Dumnezeu în căpenea aceea. Și un cuvânt de la Domnul, ascultă bărbatul, ne zice. Dar fără să știe oameni buni, dar nimic, numai Dumnezeu știe asta. În urmă cu câteva zile, m-ai rugat să mă duc într-o familie îndepărtată. Zice Domnul, tu mă rogi aici și lucrez acolo. Și a zis, eu desfund, eu descâlcesc, eu Dumnezeu vin. Extraordinar. Am fost copleșit, am plâns și mergând la mormântare și după. Când am ridicat de pe genunchi, spune fratele Otii, fratele Victor, am mai avut o vedenie. În timpul ăsta ce l-am văzut pe Hristos care s-a coborât, zice, cotrusă în mână. Ca și cotrusă de mediu. Și a început să scoată de acolo tot felul de lucruri de-astea medicale și a început să lucreze, zice Dumnezeu. Și a zis Domnul să spună atât dacă va fi bine, zice, Dumnezeu vine. Și a zis, bine, cuvântat să fie Domnul. Când mă întorceam de la mormântare, tata socru necăjit, zice, Victor, știi că azi e ziua cu operația. Am zis, tata, stai, era foarte necăjit. Zic, uite, mi-a vorbit ceva Domnul astăzi, aici. L-am rugat unul dintre frate Marcel, care a înregistrat lucrarea, să mi-o trimită și am trimis acolo în Chicago și am zis, tata, uite ce a vorbit Dumnezeu. Deja era seara, mă, după masă. Mama soacră era deja în operație, să-i scoată tumora la pancreas. Lucruri verificate, filme făcute, tot. Și știți cum e, că acum așa aici în București sunt spitale bune, mai ales acolo în Chicago. Și mama era la operație. Dar zice, da, Victor, dar zice, acolo Lidia, deja e spital, acolo operație. Tată, uite ce-o zic Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează. Și el a zis, bine, să lucreze Dumnezeu. N-am mai trecut decât o oră jumate, două ore, mă sună tata socru, fericit, Victor, aleluia! E, niciodată, eu mai zic aleluia, mai zic lăudat fie Domnul, da? El e mai temperat ca mine. Atunci a fericit, zice, lăudat fie Domnul! Auzi, Dumnezeu a vindecat! Păi cum că era la spital? Zice, s-a dus la spital, medicii cu toate firmele făcute și când se opereze, medicul își pune mâna în cap. Incredibil. Ce incredibil? Nu-i mai tumoare acolo. Aleluia! Nu-i mai tumoare acolo. O, e Domnului! Pentru că cel care operează e mâna lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, oameni buni, Dumnezeu îți cunoaște durerea care o are astăzi. Știi ce simt în momentele astea? Noi nu avem medicamente. Și nu avem neajunsurile noastre. Dar avem aici un Dumnezeu puternic pe Iisus Hristos. Amin. Ați auzit că la început vedenia Hristos în adunare. Credeți că Iisus e aici. Aleluia. Zice Biblia. Dar ce avem îți dă, uitați ce avea, numele lui Iisus Hristos. Și ați auzit versetul 16. Prin credința numele lui și ne-am rugat pentru credință și Dumnezeu ne-a crescut credința. A întărit numele lui pe omul acesta. Pe care vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină. Dragi frați și surori, credem că în următoarele minute când se va face ungere și împreună cu fratele Dan, cu frații slujitori, vom mijloci. Credem și împreună cu toată adunarea ne vom ruga. Credem că mâna lui Dumnezeu la lucru. Mărire lui Dumnezeu. Frate păstor, anunță și am această credință că mâna lui Dumnezeu va atinge bolnavi. Mâna lui Dumnezeu va da tămăduire de plină. Și vei mărturisi cu gura ta că ai un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu atotputernic.
Mărire lui Dumnezeu. Aleluia. Frate Dan, vă rog primire Domnul Iisus, rugați-vă și pentru fetița lui Lau, al lui Sorin Pascu, fostul păstor de la Fântâne. Sara o cheamă cu fetiță, e suspectă de leucemie. Are 5 ani, de capul era o franță răspită. Domnul să se atingă de Sara. Amin. S-o vindece. Și e de nepoata fratelui Ilie, cum o cheamă? Maria Rebecca. Maria Rebecca. Ne-a făcut ungere cu îndelemnul cu frații, ne-a rugat și în urma rugăciunei Domnul să se adime și de ea. La ei, la Sfânt, deci. Fratele Vlada din Chicago. Cancer. Domnul să se adime și de ea. Am un îndemn ca să facem rugăciune pentru cei care sunt acasă, fie copii, fie frați, în vârstă, surori, cu șervețele cu un de lemn, în numele Domnului. Și Domnul să izbonească toate bolile din familie. Nu peste copii, peste bolnavi, puterea lui Dumnezeu să dea afară toată boala. Glorie Domnului! Domnul mi-a pus în inimă lucrul acesta, să aveți credință. Să faceți ungere cu un de lemn și pe șervețele și să duceți acasă. Căci peste șervețelul acela este ungerea numele Domnului Iisus. Și Duhul de boală va pleca pentru totdeauna. Măriți să fie Domnul în numele Domnului. Hai să ne ridicăm. Aleluia. Spuneau lui Dumnezeu, ce să mai spun? Ce să mai spun? Că Dumnezeu m-a izbăvit, spunea. În seara aceasta spun cuvintele acestea de la Amvon. Ce să mai spun? Iisus Hristos, Domnul, este în adunare! Umblă prin adunare! Duhul de vindecare este în adunare! Și va vindeca prin credință! Aleluia! În numele Domnului Iisus, voi căpăta vindecarea! Voi căpăta vindecarea! Procedura va fi așa cum am făcut-o până acum. Dar fratele păstor Victoraș va face ungerea la fiecare. Aveți răbdare să nu se vine din spate, în față, să ne îngrămădim, pentru că așa putem să mergem la locul nostru. Veniți doar pe culoare. Și frații și surorile, fratele Victoraș va face ungerea cu delemn în numele Domnului și noi împreună cu frații, cum s-ar fi fratele Florin și fratele Bureșan, fratele Mirel, vom face punerea mâinilor, vom pune mâna peste cei bolnavi. Dar Domnul Iisus va vindeca. Aleluia! Glorie Domnului! Puterea mea este aici de vindecare. Aleluia! Glorie Domnului! Timpul acesta se cântă în cer, în suntină și Duhul Domnului să lucreze în adunare. Măriți să fie Domnul! Glorie Domnului! Ce pentru care? Rugați-vă, dar cu credință! Să spui, Pate, laudă ție că nu mă vindeci! Cu credință, cu mulțumire pentru aici Domnului. Aleluia! Țin mai spate să nu... Să mergeți așa.